fetelor aici. Normal, ce al tău e și al nostru. Vă salut cu respect, distinși Daily Vlog spectatori. În Daily Vlog-ul de astăzi rezolvăm niște chestii administrative. Mai întâi de toate, acest clip nu este făcut în colaborare cu Polaroid, chiar dacă avem foarte mult Polaroid pe masă. Chestia asta am cumpărat-o astăzi, iar chestiile astea două, aceste camere clasice Polaroid, le-am primit acum câteva luni de la indivizii de la H2O, care știu că sunt importatori Polaroid în România, și n-am făcut nimic cu ele, îmi pare rău, promit să fac. Ei ne-au trimis două, una pentru mine și una pentru Georgiana, una va rămâne la noi și cel mai probabil îl vom foarte poza pe LBB și vom avea un album frumos cu Polaroid, iar una va ajunge la voi. Dar va ajunge la voi în clipul în care eu voi face ceva foarte șmecher. Pe canalul principal plănuiesc să personalizez această hartă pe care o am aici pe perete cu pozele din țările pe care le-am vizitat împreună cu Georgiana. Este ideea Georgianei, care apropo este aici. Georgiana a venit cu ideea asta foarte șmecheră. Vom pune pinuri pe hartă și vom taia așa cu ața roșie până sus pe perete și acolo vom pune poza Polaroid cu o poză reprezentativă din țările pe care le-am vizitat. Abia aștept să facem proiectul ăsta, cel mai probabil săptămâna viitoare pe canalul principal, unde vă invit să vă abonați în caz că nu v-ați abonat deja. Așadar, încă o chestie pe care trebuie să o mai zic în clipul ăsta, care are legătură cu proiectul ăsta. Astăzi am cumpărat această, hashtag pe banii mei, am cumpărat această imprimantă Polaroid, care nu este o imprimantă clasică trimis prin Bluetooth poza de pe telefon, ci aici scrie 100% chemistry. Dar n-ai spus cât ai dat pe ea. 650 de lei sau ce ai dat. Și când ai să fac chestia asta. Știi, că am sunat-o și am cerut voie, mi-am făcut proces de la verbal, de aia, de cere, scrisă, cu ștampilă și cu... Ai fost bine să mă sun să-mi spui cu costă, că nu te lăsăm. Am pus-o la dosarul... Cu șină. Da, exact. Chestia asta nu printează clasic, ci că iei telefonul, pui poza, ai poza pe display-ul telefonului și pui display-ul telefonului aici. Da, și mai scanează ceva de genul ăsta. Băi, e mai mult de atât. Și aici vine întrebarea mea către voi. V-ar interesa pe acest canal de daily să fac un review la această jucărie? Dacă da, scrieți-mi și eu permit că săptămâna viitoare să fac un review la această jucărie. În altă ordine de idei, mai am 3 chestii de făcut. Prima, să desfac cutia asta, să văd cum arată, ce e înăuntru, ce conține. A doua chestie, să montez pantofarul pe care am permis că îl montez de cât? Din? De 3 săptămâni, dar cred că ar trebui să fie primul lucru pe care trebuie să-l faci, să montez pantofarul. Păi da, suntem deja aici să facem prima chestie. De 3 săptămâni, mă rog, de 2 găuri are de dat. 2 găuri. Rigips. Și a treia chestie, pe care tot o fac înainte să dau pantofarul, să montez pantofarul, e să vă zic că vând acest GoPro Fusion, dacă sunteți interesați, cu suma modică, contra sumei modice de 800 de lei, poate fi al vostru. M-am uitat pe OLX, ăsta este cel mai mic preț de pe OLX, am zis să o dau cuiva din comunitate care chiar să o folosească, este super funcțională, n-are nicio problemă. Am fost un cadou de Crăciun de la mine. Foarte inspirat cadou, Georgiana, și chiar am folosit-o în foarte da, multe vloguri. Să-mi pun și eu cadourile de la tine. Ideea e că eu mi-am luat Fusion ăla Insta One 360 și ăla mi se pare că e mai bun decât ăsta. Acum, da, asta și dau. 800 de lei, dați-mi mesaj pe Instagram sau mail la adresa de la About dacă vreți să îl cumpărați, să rezolvăm chestia asta. Bun, a doua chestie, asta să-ți facem cutia asta. Și după aia montăm și pantofarul, îți permit. De 3 săptămâni aștept. Chiar sunt curios dacă în cutia asta ai și ăsta de hârtia asta de poză, pentru că hârtia asta de poză costă separat 89 de lei. Și știți, țineți-vă bine de scaun. Sunt 8 hârtii, adică 8 poze poți să scoți. Atâta dacă hârtia aia? Da. Deci este japcă pe față, dar în același timp e super cool. Adică uitați-vă cât de cool se vede. Ia, adică e cool, frate. Dar e scump cu spume. Când am mâncat bărgăraș, după ce ne-am căsătorit, imediat, când am ieșit de la biserică. Mă, ce drăguț. Da. Dar știi că... Dar cine ne-a făcut poza asta? Deci poza asta este făcută cu aparat digital și este probabil scosă la imprimanta asta. Chiar ei au făcut asta, cei de la H2O. Mulțumesc frumos, H2O, și scuze că am făcut chestia asta atât de târziu, da? Scrie pull gently. E suficient de gently? Băi, ce jepcari sunt ăștia. Poate are înăuntru. Sper să aibă înăuntru.
E frumos împachetat, am scris. Și nu are scârțietoare. Da. Un mega thumbs up pentru asta că nu e scârțietoare, ci cartonul ăsta e ciclat. Bă, da, sunt... Deci ăștia, ăștia un talent. Băi, e scump să fii hipster în ziua de azi. Cine zice că e... E ieftin, se înșeală. Ce amuzant, se vede capul georgianei, parcă iese din cutie. Uite, georgian. Cred că e un soi de... Eu tind să cred că e ca aparatul ăsta, numai că e un aparat care face poză la display-ul telefonului. E gândită lentila. Ce calitate are dacă face poză la telefon? Păi uite cum arată. Păi și ți se pare că e... Mie mi se pare că arată foarte bine. Arată ca orice poză scoasă cu Polaroidul. Nu, no, te contrazic. Hai că o să încercăm să vedem. O să vedem. Da, așa arată asta. Aici are și un senzor, probabil că ți detectează atunci când pui telefonul, nu? Foarte interesantă harta asta. Drăguț. Am pus la încărcat jucăria. Voi să-mi scrieți în comentarii dacă vreți să fac clipul ăla. Chiar cred că are și un clip interesant. Hai să mă apuc să fac ce-am de făcut, că mă boxează soția. Haideți cu mine. Interesant. Haideți, doamne Nescu, hai să dăm găuri. Haideți. Am pus beleaua pe perete, am făcut două puncte, dăm găura, punem beleaua. Beleaua. Partea mea preferată. Mamă, perfect! Nu zic că ne facem o acțiune din datul unor găuri în pereți. Și ce dacă? Acum cineva în comentarii și zice, coaie voi, chiar nu mai aveți subiecte? Chiar așa? Dar măcar așa poți să te conving și o să-mi faci chestiile astea. Marian, fă-și tu asta, că facem material de vlog. Hai, cineva material de vlog? Haide! Ăsta e momentul adevărul, l-am montat și vă stați strâng cum am montat consola aia? Hai mă, că aia consola a fost, a avut super multe kilograme. Ne-am chinuit o grămadă să o montăm. Hai mă, că e bine la mijloc, ești nebun? Bravo! E? Sunt mai bun la dat găuri decât de Rocco și Freddy. Aoleu. Și a pus și el, nu se putea. Asta mi l-am cumpărat pentru mine, pentru că uitați-vă câtă încălțăminte are el și eu am trei perechi. El tocmai avea... da, eu am nevoie de mai mult. Bine. Deci uitați-vă ce frumos intră aici, așa iau. Tup, 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 să nu-mi de ochi Nike-urile. Ta-na. E foarte drăguț. Și de unde le-ai luat? De pe Bonami l-am luat. Există și mai ieftine ca ăsta. Pe alte site-uri, gen la Ikea, doar că la noi a fost o constrângere legată de dimensiune, că toate celelalte erau foarte adânci și pe noi nu ne ajută, având spațiul ăsta cu scara. Și așa că am preferat să dau puțin mai mult, dar să fie ce trebuie pentru nevoile voastre. Foarte bună informația, soția, mulțumesc mult de tot. Cu mare drag. Chestia asta cu Georgiana, care mă roagă de 3 săptămâni să montez pantofarul ăsta, mi-a zis aminte de duma aia, că un bărbat știe ce are de făcut și o să facă. Nu trebuie să-i aduce aminte o dată la 2 luni. Exact. A, și gata, a venit și al doilea monitor. Setup-ul marician este completo, completo, complet. N-arată blană. Am rezolvat și puțin situația cu cable management-ul, pentru că mi-am luat un barat, ăsta găsiți link în descriere către el. Are și de-astea de cabluri și am prins pe aici, am făcut chestii trestii și aici nu se mai vede nimic. Păi, distinși vlog spectatori, putem concluziona că ăsta a fost daily vlogul de astăzi. Mâine dimineață, la 12, așa, nu știu dacă mai e dimineață, mâine la 12, vine un vlog șmecher pe canalul principal. Stați cu ochii pe canalele maricine, ne vedem săptămâna viitoare pe canalul ăsta, că mâine avem pauză. Dar punem pe canalul principal. Pa!